Cum vi se pare că s-a schimbat percepția voastră despre viață și despre făcutul de bani dinainte să începeți programul ăsta și acum, după 3 luni și 110.000 de euro generați? Păi, gândește-te că noi ne-am hotărât și am renunțat să plecăm din străinătate amândoi. Adică ne vom întoarce definitiv în țară în august, să facem chestia asta full-time. E clar că ne-a convins la maxim. Și vorba aceea, banii Nu mulți mai se avem fac ușor, nevoie. banii puțin se fac greu, e adevărat. E pe bune, adevărat. Întrebarea următoare. Câte produse ați testat înainte să găsiți primul win? Avem o rată de 100%. La toate produsele de până acum? 4 din Da. 4. Hai de capul meu, pot să cred, man. Întrebarea mea e din suma asta, aproximativ 110.000. Cam cât aveți procentual profitul net? Aproape de da, undeva 35, ceva de genul. Deci un 35.000 de euro profit net de pe o cifră de afaceri de undeva la 110.000 de euro. Da. Wow! Ceea ce acum, dacă stăm să o luăm matematic, vă scoate investiția în program de multe ori, de multe ori, În a doua în lună primele câteva luni. ne-am scos și investiția și cursurile, în prima lună. În a doua lună, de Ah, fapt. da. În a doua lună am scos și cursurile și investiția, da. Corect, așa e. Vă salut, băieți! Sunt aici cu Andrei și cu Constantin, astăzi într-un mega interviu pe care vreau să îl pun în fața voastră cu niște băieți super harnici care au ajuns la niște rezultate extraordinare cu modelul lor de business de CEO din Europa. Începând în România cu ei și scalând business-ul la aproape 35.000 de euro pe lună în câteva luni, vreau să iau pulsul și să vă dea ei cu prima mână experiența cu noi, cu programul, rezultatele, swish-urile, coborâșurile și toate celelalte lucruri din spatele cortinei. Așa că, fără alte adăugiri, vreau să vă las să vă prezentați un pic și după aceea o să intru în întrebări, dacă îmi permiteți treaba asta. Salut, sunt Costi. Am întâlnit pe Sergiu printr-un prieten comun. Eu lucrez în Grecia momentan, dar am propus să renunț și să vin acasă să dedic mai mult timp acestui program COD. E foarte, foarte interesant. Super. Salut, sunt Andu, cam aceeași poveste ca la Costi. Evident, dacă suntem în echipă, același prieten comun. Ieri ne-a spus de Sergiu, de programul ăsta. Eu nu lucrez în Grecia, lucrez în Marea Britanie. La fel, m-am săturat și eu de străinătate și voiam să facem ceva pentru noi, ceva al nostru și să ne ofere un fel de financial freedom. Perfect, mulțumesc frumos. Hai să îi dăm drumul la întrebări, să vedem ce informații putem să stoarcem de la voi și de la experiența pe care ați avut-o de când ați dat drumul la programul ăsta de coaching cu Cash on Delivery. Acum, întrebarea e în felul următor. Care e problema pe care voi ați vrut să o rezolvați și de ce ați considerat că programul ăsta e soluția pentru treaba asta? Sincer, sunt plecat din 2016 și am vrut să fac o schimbare. Vreau să mă întorc în țară, sătul de Ai străinătate. lucrat în străinătate 6 ani, 7 ani. 7 ani, da. Hai de mine. Și am zis să fac o schimbare și, cum a zis și Andu, îți oferă libertatea asta financiară. Și poți să lucrezi de acasă, poți să lucrezi de unde, nu doar de acasă. Este cam același răspuns, numai că nu sunt plecat de 6-7 ani, am plecat în 2019 în Anglia. Am tot muncit, am venit pe acasă și nicăieri nu mai bine ca acasă. Și mereu am vrut să am un business, să fac ceva al meu, care mi-oferă și libertate și bani suficienți care să trăiesc. Și asta am considerat o oportunitate și se pare că s-a adeverit, chiar așa a fost. Super, super. Mă bucur maxim. Hai să vedem ce urmează. Bun. Întrebarea mea pentru voi următoare. Ce-ați încercat voi până în momentul de față să întreprindeți ca business sau ca metodă de a scăpa de 9 to 5-ul ăsta prin care sunteți în străinătate? Ce-a mers, ce n-a mers și dacă n-a mers, de ce? Nu prea am încercat Nimic. nimic. A, deci asta e chiar prima Asta e chestie pe care v-ați făcut-o prima chestie, da. ca business și ieșit din prima. Da. Da, exact. Bun. Ok, atunci mergem mai departe. De unde vi se pare vouă că ați luat cea mai mare valoare de când ați început programul cu noi? Cam tot.
a fost, pentru că fiind asta primul business, primul contact cu comerț online, cam tot a fost. Faptul că, aș putea spune faptul că e o continuitate, adică nu e ca un orice alt curs, îți predă cineva câteva luni și apoi gata. Adică noi rămânem într-un grup până când probabil nu o să mai avem nevoie, dar chiar și după noi tot o să rămânem în legătură în continuare și chestia asta este extrem de importantă și nu știu unde o mai găsești, sincer, adică nu cred că mai există așa ceva. Și bun, super. Ca o adăugare, la orice cursuri primești niște template-uri, niște chestii, nu știu, niște înregistrări, nu faci face-to-face. Noi ne-am străduit foarte mult în ceea ce am creat până acum să ne croim pe nevoile pe care le are fiecare persoană în parte. În special, voi fiind o echipă, o să aveți alte avantaje și alte dezavantaje față de alții. O să vă fie mai ușor să ajungeți la anumite rezultate într-un anumit timp, dar o să vă fie poate un pic îngreunată sau îngreunat workflow, pentru că fiind două persoane trebuie să vă hotărâți cum să vă împărțiți pe munca pe care o faceți. În fiecare relație din asta de business există o anumită dinamică care trebuie, din punctul meu de vedere, desăvârșită cumva și să fie ușor de realizat pentru cursanții care urmează o anumită structură să poată să o ducă de la A la Z. Și voi v-ați descurcat extrem de bine, da? O să le dăm mai multe detalii despre numerele voastre în câteva minute. Bun. Ce anume v-a făcut în momentul în care am stabilit că m-ați găsit prin intermediul unei persoane comune care mă cunoștea și pe mine, dar evident voi a trebuit după aceea să vă hotărâți, bă, da, vreau să lucrez cu băiatul ăsta sau nu vreau. Ce a fost, ce v-a declanșat, ce v-a determinat să ziceți, da, hai să dăm curs la chestia asta și să o facem? În primul rând că aveam foarte mult încredere în prietenul nostru comun, știm de ani de zile. După primul nostru call ne-a inspirat încredere și eram hotărâți să începem orice ar fi, pentru că pur și simplu eram sătui să muncim, cum ai zis și tu, de la 9 la 5. Voiam o schimbare radicală și am fi acceptat orice ar fi fost, sincer. Era ceva special, ați auzit ceva din call-ul respectiv care să vă declanșeze un anumit nivel de încredere, să ziceți, da, uite, am văzut asta și asta și de asta eu pot să zic ferm că vreau să mă bag și să-i dau drumul la treabă cu Cătă și cu Sergiu. Seriozitatea voastră și, dar mă repet, v-am spus, totul se trage datorită prietenul nostru comun, că aveam foarte mare încredere în el și la noi poate e situația diferită, că chiar am mers pe mâna lui și a fost ok, chiar a fost în regulă. Deci a fost un mers pe încredere, hai să merg pe încredere, am da. Văzut, hai să fac call, am intrat în program, nu mai trebuie să mai validez alte chestii, că exact, da. Am ani în spate și atunci cumva asta construiește podul. Bun, cum s-au desfășurat lucrurile după ce ați început? Cum vă așteptați și cum s-au întâmplat în realitate lucrurile în programul nostru de coaching? Băi, totul a fost foarte clar și la obiect din partea voastră. Noi ne-am chinuit puțin pentru că, na, dacă și munceam, când veneam de la muncă, seara mai steam până târziu, a fost puțină chinuială, dar cam după o lună de zile am ajuns așa pe o linie de plutire, să spun, unde am început să înțelegem amândoi cam ce e de făcut și totul mergea strună, să zic așa. Ce vi s-a părut cel mai challenging în progresul pe care l-ați făcut de când ați început și știați zero pe partea asta de e-commerce? Începutul. Cu site-ul atunci a fost... Cu site-ul la noi a fost o situație și cu banca, pentru că când sunt doi asociați, ca să-ți pot face cont în bancă, bine, asta e situație mai specială, poate s-a întâmplat doar la noi. Nu orice bancă te acceptă virtual, trebuie să te prezinți la bancă. Da, a fost puțin complicat și am reușit până la urmă cu... A, nu, să știți că s-a mai întâmplat la oameni cu chestia asta. Adică nu e o premieră să se ceară astfel de formalități. Adică pe viitor, cine ar vrea și ar fi în situația noastră, să spunem exact în situația noastră, doi în echipă și sunt plecați, noi am reușit cu Libra, Link. Bun, bine de știut.
Frumos. De ce credeți voi că cineva, sau dacă credeți voi că cineva care se uită acum la noi, nu știe exact modelul, nu știe ce facem, nu știe cum ați ajuns voi să faceți primii 10.000 de euro pe lună, 20.000, 30.000 și stă să se uite și se întreabă, bă, ce se întâmplă acolo, oare despre ce e vorba? De ce credeți că persoana aia ar trebui să intre în program și să înceapă să lucreze cu noi? E totul pe bune, e transparență. Ne poate contacta oricine, oricând, dacă o să lași detaliile noastre în acest interviu. Nu este nicio vrăjeală, totul e absolut pe bune, totul este exact cum se prezintă în programul tău. Rezultatele chiar vor fi, chiar există și din ce observ de la lună la lună, rezultatele cresc. Consecvența și consistența rezultatelor, că practic există în ecosistemul ăsta de e-commerce multe variante pe care poți să le iei și care îți aduc niște rezultate temporare. Faci ceva bani într-o lună, după aceea nu știi luna viitoare dacă mai iese mâța din sac sau nu. Consistența, da, într-adevăr, asta contează. Și având în vedere că noi am și muncit și, nu știu să zic, am dedicat o oră, două pe zi și totuși am ajuns la nivelul ăsta, mi se pare wow, adică dacă am dedica 8 ore, unde s-ar ajunge, mă întreb, știi? Exact. Și pentru asta super mândru de voi și atunci, băieți, dacă e ok și pentru voi, hai să discutăm cu oamenii ăștia puțin din spatele numerelor și din spatele cifrelor din ultimele luni, săptămâni, progresul vostru financiar, încasări, vânzări, chestii de genul. E ok, avem permisiunea să intrăm pe teritoriul ăsta? E ok, normal, da, sigur. Nu ne ferim cu nimic. Bun, atunci, întrebarea number one. De cât timp sunteți în program și de când ați început să vindeți oficial după ce ați intrat în program? Da, în luna noiembrie am intrat în program. Uh-huh. Și ați început să faceți vânzări, să testați și să vindeți efectiv produsul la începutul ianuarie? Nu. Am testat prin la începutul decembrie, cred, dar până okay. Produsele au sosit în ianuarie. Da, că a fost cu Crăciunul, cu de-astea. A fost cu Crăciunul, mm-hmm. A fost problema cu banca la noi. Deci aproximativ o lună, pentru că a fost un pic întârziat de anumite formalități, da, partea legală, exact. Partea de... În mod normal este mai rapid, dar noi am fost și plecați în țară și am avut probleme cu banca, că e mai greu cu virtualul la noi și de aceea a durat așa un pic mai mult. Am înțeles. Ok, o întrebare următoare. Câte produse ați testat înainte să găsiți primul in? Avem o rată de 100%. La toate produsele de până acum? 4 de da. 4. Vai de capul meu, pot să cred, man. Vă, știam că stați bine, dar nu știam că sunteți la 100% și la 4 din 4. Nu, de fapt 5, scuze, 5. Scuze, da, 5. Da. Nebunie, insane. Nu știu, o să facă cu inima, o să facă ceva cardiacisme, dropshipperi, când aud rate de succes de genul. Deci voi, practic, ați băgat cât? $70, $80, $100 să testați primul produs, primul winner? 70, cam, da, 70-80 de dolari, cred că. $70 ați testat un produs, primul produs, primul winner și uite așa... Că încă l-avem, încă merge. Crazy, deci chiar nebunie, adică... Puțin, foarte puțin oameni cred că sunt în mediul ăsta de e-commerce și să fie avut 100% succes la mai mult de 1-2 produse. Voi sunteți la cine? Sunteți bine, foarte bine. Bun. Acum, întrebările mai financiare. Ce vânzări ați avut în perioada asta, de când ați început? Din ianuarie până acum suntem la sfârșitul lunii mai. Cred că avem un total de euro, vă avea la 110-120.000. 120.000 de euro din ianuarie până acum la sfârșitul mai. Da, da. Bun. Și cum se face defalcarea, dacă ar fi să ne gândim pe luni, care e diferența, cum ați crescut volumul de la început din ianuarie, februarie, martie, cum au crescut sumele astea? Mi se pare, din câte calcule am făcut noi, din ianuarie, februarie a crescut cu 50%, februarie, martie 50% și după mai puțin. Și ca și în numere efectiv? Am avut prima lună, spune. Mi se pare că am avut 7.000. Exact. De euro.
După am crescut 15.000. Mi se pare că după a fost 22-24, nu mă țin minte exact. Foarte mișto, cred. Și am ajuns la foarte fain. 34.000 luna aceasta. 30, apoi a fost 30 și acum vor fi undeva aproape la 35. Superb. E super da. Mândru de voi. Și vă zic din toată inima, întrebarea mea din suma asta, aproximativ 110.000, cam cât aveți procentual profitul net, dacă ar fi să trageți din ei și să vă faceți calculele? Un calcul a făcut undeva la 30.000 de euro, 30 și ceva de mii de euro. Aproape de da, undeva 35, ceva de genul. Deci un 35.000 de euro profit net de pe o cifră de afaceri de undeva la 110.000 de euro. Da. Wow. Asta după ce scadem absolut tot, adică nu mai e nimic de dat. Perfect. Chiar, sincer, în general vorbesc cu oamenii și au așteptările să audă din partea mea că le zic că lucrăm la un 15%. 15% sunt bine. Voi sunteți la mult peste, undeva la 28-30% net? Da. Ceea ce acum, dacă stăm să o luăm matematic, vă scoate investiția în program de multe ori. De multe ori. În a doua lună. În primele câteva luni. Ne-am scos și investiția și cursurile în prima lună. În a doua lună. Da. În a doua lună am scos și cursurile și investiția, da. Corect, așa e. Bravo. Deci și ce ați plătit pentru coaching și ce ați plătit pentru marfa pe care ați achiziționat-o inițial. Exact. Și reclamele. Exact. Din prima lună. Și reclamele. A doua lună. Să zic o lună jumate, două, ceva de genul. Bun. Acum vine o întrebare așa foarte la corazon. Care e opinia voastră super, super sinceră și trebuie să vă iau individual pe fiecare? Să nu copiți unul cu altul despre program. Dacă ar fi să vă ia cineva pe stradă și să vă tragă de mână, să vă întrebe, bă, ce părere, uite, pe băiatul ăsta, ce părere aveți despre program? Părerea mea, eu am spus-o la toată lumea care m-a întrebat și de câte știu, sunt două persoane care deja au fac cursurile. Da, sunt două persoane, așa. Deci, și am mai vorbit cu mai multe persoane, m-au abordat în privat, pus cam în ce am trecut. Le-am spus exact la ce să aștepte. Că părerea mea sinceră a fost de drum. Trebuia să încep de ieri. Mulțumesc. Apreciez. Știu că nu e genul care să zică multe așa și să facă puține. Pe invers, adică faci multe și zici puține. Dar roadele lucrurilor pe care le-ai transmis s-au văzut. Da, așteptăm acum să vedem ce se întâmplă și cu ei. Îți mulțumim. Și din partea mea cred că o să te contacteze cineva curând. Bine, am spus mai multor persoane, dar în ziua de azi nu prea găsești persoane foarte hotărâte. Mulți sunt doar curioși și nu au și ambiția să facă, știi? Mulți își doresc, dar nu au și ambiția și devotamente. Noi le zicem oameni pe gard. Mi-amintesc când eram mai mic că mă punea bunica mea să sar gardul ca să intru în ștrand și așa am făcut și analogia asta, știi, că stau pe gard, dar nu sar gardul ca să ajung acolo, să nu mai plătească biletul. Face sens, da. Bun, got it. Așa, în opinia voastră, vi se pare că aveți nevoie de mulți bani ca să începeți pe modelul ăsta cu inventar, având în vedere că totuși, domnule, e un model cu inventar unde echipurile ar trebui să ai sume de bani colosale ca să poți să începi un business de genul ăsta? Vreau să iau feedback-ul cu vostru. Transparenți exact cât am cheltuit noi, dacă este ok, cu investiție și cu... Mi se pare că noi am ales suma de 6.000 sau 5.000 costi. N-am luat și produse și reclama, am spus să punem jumate. Inițial, da, a fost 5.000, dar după nu am calculat noi TVA-ul, au mai fost niște filturi. S-a ajuns la vreo 6.000 cu tot cu reclame plătite și cu investiția în marfă de dolari. Ceea ce înseamnă undeva la 5.500 de euro, aproximativ. Exact. Care, da, de fapt, da. Se transformă într-un activ în business-ul vostru, pentru că stocul ăla nu e ceva care să creeze o pierdere sau un liability, cum se zice în engleză.
E o investiție într-un activ, într-un bun non-perisabil, adică care nu se strică ca și parizerul, da. Și pe care voi puteți să-l vindeți săptămâni, luni, ani de zile, dacă vreți. Noi am fi investit și mai mult dacă am fi știut că se va ajunge aici, dar nu mai este nevoie acum că am crescut destul de repede și a fost de ajuns, sincer. Bun, cât timp, câtă energie și câtă frustrare crezi că salvează oamenii și mai presus de asta, câți bani credeți că salvează oamenii intrând în programul nostru de coaching versus făcând chestia asta de capul lor? Să spun, Andu, că are o vecină care voia să facă asta, dar nu voia să plătească, desigur. A încercat, mi se pare că a cumpărat și ceva stoc. Așa. Și până la urmă... Exact, pe același model? Evident că nu i-am spus tot, i-am spus să vă contacteze și așa, a fost încăpățânată, nu a făcut-o și a zis că se descurcă ea. Și a dat fail cam într-o lună jumate, ceva de genul. Adică fără informație, informația trebuie plătită, scurt. Da, și informația, conexiunile, din toate punctele de vedere, fie că sunt persoane sau firme sau... colaboratori, parteneri logistici, contabilitate, furnizori de servicii, prestatori de servicii, import de marfă, supply chain, toate chestiile astea. Agent de transport, comisionar. Gândește-te că voi le-ați luat cu bani, adică eu le-am luat cu timp, efort, energie și na. Exact, da, și noi le-am avut pe toate pe tavă direct, da. E posibil să pierzi ani de zile ca să ajungi să ai toate contactele. Eu v-am zis, eu personal am stat 2 ani și 3 luni de zile până să ajung să fac cât ați făcut voi în a treia lună de e-commerce. Da, honestly. Bun. Mulțumim. Întrebarea mea pentru voi acum, ultimele două pe care le avem. Cum vi se pare că s-a schimbat percepția voastră despre viață și despre făcutul de bani dinainte să începeți programul ăsta și acum, după 3 luni și 110.000 de euro generați? Păi, gândește-te că noi ne-am hotărât și am renunțat să plecăm din străinătate amândoi. Adică ne vom întoarce definitiv în țară în august, să facem chestia asta full-time. Deci e clar că ne-a convins la maxim. Și vorba aceea, banii mulți să fac ușor, banii puțin să fac greu, e adevărat. E bun, adevărat. Bă, mă bucur super mult, pentru că e un nivel de satisfacție internă pe care nu poți să-l contabilizezi, să pui o valoare materială pe chestia asta. Întrucât eu cred că, în special în cazul vostru, gândește-te că e ca și cum mai așa arborele vieții și cum o să decurgă lucrurile și posibil să fie o chestie de acolo care să facă un switch care să schimbe radical lucrurile. Și felul în care o se întâmple lucrurile astea pentru voi într-un an, în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani. Adică poate că cu toată chestia asta de oamenii care să plecați în străinătate. Da, diaspora. Gândește-te câți oameni sunt care o să rămână acolo. O să rămână efectiv în locul ăla. Și ei își doresc și acum sincer, toată lumea vrea să facă acasă. Acasă e mai bine decât oriunde. Acasă e cel mai bine, exact. Da, bun. Ultima chestie. Vi se pare greu, chiar și pentru cineva care are 0-0 experiență, să înceapă chestia asta și să ajungă la nivelul vostru? Greu nu e, oricum, orice faci la început ți se pare greu, dar după ce exersezi în fiecare zi, care faci aceeași chestie în fiecare zi, o să devină o rutină și o să devină chiar simplu la un moment dat. Și trebuie să faci research, trebuie să-ți bați puțin capul că nu poți să le iei pe toate așa, adică nu poți să... cum ar fi să te punem pe tine să ne faci treaba noastră. Exact. Adică Dumnezeu îți dă, dar... nu-ți bagă și în sac, exact. Exact. Îți mai bagă și în straiță câteodată, dar nu mai... nu închizi da, tu bine să nu fie rupt pe traiță. Da, exact. Băieți, chiar mă bucur pentru faptul că v-ați rupt din timpul ăsta ca să facem contentul ăsta și materialul ăsta și sunt 100% sigur că o să inspirați mult. Și efectul ăla așa de ripple o să se întoarcă înapoi la voi, pentru că sunt mulți oameni care au șansa să facă o schimbare după ce se vadă chestia asta, în special că mult din contentul pe care eu îl fac e în engleză și chestia asta deschide o ușă nouă față de ce am făcut până acum. Și pentru chestia asta vă sunt recunoscător, aștept să trecem de borna asta de 35.000 de euro pe lună și să mai ne auzim peste 6 luni la 70.000 de euro pe lună.
Nu. Se va întâmpla clar. Nu așteptăm vânzări de 100.000 de euro până la sfârșitul anului, așa că... Păi, Doamne ajută să fie. Noi suntem aici să vă, să vă susținem în direcția asta. Sigur. Mersi, fain. Vă doresc o zi super productivă, super liniștită și, din nou, apreciez timpul vostru. Nicio problemă, Sergio. Nu ai pentru ce. Și noi mulțumim. Aveți grijă. Bye. Ciao.